Ha! Bine v-am găsit la o nouă ediție Bărbați vs. Femei. Alături de mine este frumoasa mea colegă Bianca Comănici. Nu putem să ținem ascuns foarte mult timp numele invitațiilor de astăzi. Pentru cei care încă nu și-au dat seama, avem niște personaje iubite. Pe rețele de socializare, în mod special. În special pe rețele de socializare, dar și în lumea reală. De ce nu astăzi stăm de vorbă cu omul cu Tourette sau Andrei, pe numele lui real, și iubita, soția lui. Soția, iartă-mă. Alina, a.k.a. Aliena. Aliena, why Aliena? Ce șmecher. Why Aliena? Sunt așa pe rețele de socializare. Aliena? Da. Nu te apasă asta pe Tu ai motiv să mă atingi? Băi, eu vreau doar să zic la începutul acestei ediții că uite, eu... Uite ce picioare am. Eu îl iubesc mult rău pe Andrei, mă, deci eu empatizez cu el mult, mă identific cu el mult, pentru cine mă cunoaște și în viața reală știe că și eu sunt, eu cred că am Tourette 2.0, eu. Să ai update. Da, crede-mă. Așa și toată emisiunea asta o să, deci aici nu o să mă simt ca și cum sunt la muncă, o să fie o chestie pe care o să trăiesc, o să mă bucur mult toată ediția asta, așa că hai să începem cu întrebările, Bianca. În primul rând, aș vrea să vorbim despre cel mai frumos lucru pe care l-am auzit despre voi acum de curând, că v-ați legat. Destinele. Da. Să ne legăm? Destinele, inimile. Nu le-am legat, zic. Nu? Ambele sunt... inima ei acolo. Da? Au? Nu este ea în inima ta și tu în inima ei? Că să știm loc în inima ta. Dar dacă nu o să mă doară. Aoleu, hai sus. Hop! Bun. Da, ne-am căsătorit. Ea s-a căsătorit cu un bărbat tâmpit. Eu îi zic să chid. Este Aliena, este un bărbat tâmpit, așa cum zice el? Uneori. Asta zic. Hop! Sunteți un cuplu în care au crezut puțin. Dar Bianca, la de ce vorbești așa de încet? Încet? De-abia te aud. Ok, o să încerc să vorbesc puțin mai tare. Voi v-ați cunoscut pe TikTok? Stai așa, să lămurim niște chestii. V-ați cunoscut pe TikTok? Da. Da. Tu intrai pe live-urile ei sau ea pe live-urile? Ea pe live-ul. El pe live-ul ei a intrat. Nu. Lasă că ai spus. A intrat și ai scris. Vreau pe live-ul ei. Și ce ai scris? Buci. Bun. Bun. Deci frumoasă metodă de abordare. Bun. Așa. Și ea ce a spus? Cur. Stai că eu am uitat că n-am voie. Scuze. Nu, eu nu am zis nimic, nu-l cunoșteam. Lumea a început să-mi scrie că e un lucruret, am văzut care bifă, mi-am dat seama că... Aia zic că au văzut care bifă. Nu, mi-am dat seama că e o persoană publică, doar că nu-l cunoșteam. După live am intrat să mă uit cine este el. Da, am văzut că e omul cu Tourette, mi-am dat seama că are sindromul Tourette pentru că... Că era în nume. Da, cunosc despre această afecțiune. Ții minte că ai spus că ți-era teamă să faci relație cu ceva cunoscut. Aoleu! Că la început ți-a fost un pic greu, ai intrat și în lumea asta, social media, cu comentariile oamenilor. Nu mi-a fost teamă niciodată. Asta vreau să zic, că nu mi-a fost teamă. Deja aveam urmăritorii mei destul de mulți. Dar tu aveai hate. Înainte de tine nu aveam hate. Am venit eu, ai avut hate. După ce am intrat în relația cu el, s-a început hate-ul. Ce trebuie ție, relație cu un băiat cu Tourette? Ce fel de mesaje? Ce? Că sunt cu el pentru acte, că sunt cu el pentru faimă. Ce mesajele? Ce mesaje? Cine vorbește? Ce fel de mesaje? În gură, cu care... Ce fel de mesaje au primit din partea oamenilor? Că e cu mine pentru bani, da, asta așa și este. Am foarte mulți bani, ca să știți. Uitați-vă că mă îmbrac de la Turcala. Ia uite, pui, ți-am găsit un fir de păr care l-ai adus aici. Și aici năpârlești? Nu-i de ajuns că năpârlești acasă? Eu fac curățenie, să știți, ea nu face. Da. Dar cine gătește? Eu gătesc. Ambii facem și curățenie și mai minți că te pleznesc de nu te vezi la oi. Facem ambii. Nu mai pot. Nu, facem ambii. Ambii. Discuții? Discuții? Mai aveți? Discuții? Care lacrimi certuri, gen. A, bineînțeles. Da, mai ales în ultima vreme. Ne sporim, așa zicea. De ce? Ne sporim, da. De la orice. Ce în ultima vreme? De ce s-a întâmplat ultima vreme? În ultima vreme?
Ultima vreme ne certăm? Da. Dar cu ce tot? În ultima săptămână nu pui, dar mai devreme... Bă, mai devreme când? Au! Acum două săptămâni. Urmează să intrăm în pâine mai târziu, am o curiozitate. În făină. Am înțeles că voi ați vrut să fie o chestie mai secretă, ați vrut să țineți pentru voi, nu știu, relația asta și căsătoria a fost ceva în secret. Relația, de ce nu m-ați chemat? Relația știa toată lumea, știi? Nu, zic de căsătorie. Căsătoria o să fie publică, așa, cu poze, gen când o să fac nunta, când o să fiu mireasă, frumoasă, atunci să public tot. Așa nu, ai făcut ceva în familie. În familie și acum o oferim la cealaltă familie. Frumos. Când? Când vrem noi. Și cum de v-ați căsătorit? Cum de-ați luat această decizie? Cum păi eu i-am zis, Alinușca, Bulinușca, tu vrei să stai cu mine? Da. Marry me. Exact. Noi, au avut probleme cu viza. Noi, hai să nu ascundem, desigur, da. Eu sunt moldoveancă, nu am acte române. Nu am acte românești, am stat 3 luni la distanță, adică stăteam departe unul de altul. A venit el la mine în Moldova, a stat 2 luni, a nebunit acolo. Au intrat în depresie, deci la mine la țară am stat. Mi-era foarte greu să stăm separat. Și plus că deja m-a cerut, pentru că ne iubim și asta vrem. Urma să aveți acea perioadă de 3 luni în care nu o să vă vedeți. Da, da, da. Și ți-am spus atunci, dacă veți trece peste, o să rămâneți împreună. Da, țin minte, da. Am trecut. Dar el venea la mine des și eu am fost la el. Ce des? O dată peste 2 săptămâni, o dată la săptămână. Da, când venea la mine. Aia nu-i des, tu vineai mai des. Am venit odată. Am venit odată și trebuia să stai 2 săptămâni, ai stat 2 luni. Deci da, asta te-ai pierdut dreptul la asta mai mult în țară. Da. Nu, am venit odată. M-am dus la el în Iași și avea niște filmări. Am venit pe 2 zile să-l văd, că e aproape Iașul de Republica Moldova. Am stat cu o zi în plus. Și am stat cu o zi în plus și... Deci că am stat cu o zi în plus sau cu două, cred că. O zi. A trebuit să stau încă mai mult timp în Moldova. Da, și am stat 2 luni acolo și plus încă o lună. Și am stat mult în Moldova. Da. Dar acum e, okay, acum e în regulă, acum suntem căsătoriți. Sunt super curios cum te-a cerut. Original, da, bun. Nu, m-a cerut, am participat la o emisiune și mi-a fost și câștigătoare acolo. Și acolo m-a cerut. Fiecare invitat trebuia să aibă o... La mâncare pe care se numește emisiunea. Și am vorbit cu producția și mi-a zis că vreau să o cer. Și m-au ajutat și ei, evident. Și am făcut așa fain acolo și fix când a fost ziua ei de filmare, atunci m-am dus și... Și petrecere nu ați avut? Aoleu, petrecerea ardea. Vreau să-mi spui dacă ai avut ticuri sau dacă ți s-au declanșat ticuri în momentul în care a spus da, că sunt sigur că erai copleșit de emoții și tu și ea. Nu. Acolo nu a avut ticuri. Fost cel mai cringe moment posibil în viață. De ce? Cringe? Descrie! Nu, când m-ai cerut. A, când a cerut? Te referi la momentul în care am cerut-o? Da, și a zis ea da. A fost perfect. Atunci nu prea am avut ticuri cine știe ce. Nu, pe că n-a zis ea da. Bănuiesc că atunci e emoționant. Da, dar nu am avut ticuri. El când se emoționează prea tare, nu are ticuri. Sau când e concentrat pe ceva, el tremura foarte tare și eu tremuram. Mai minți, nu avea tic. Sunt bărbat aici. Nu tremur. Dar la căsătorie a avut ticuri. La căsătorie, adică la... La căsătorie am avut, da. La preot acolo. Nu, la civil. Civilă. Când la civil, ok. Da. Acolo a avut ticuri. Acolo am avut ticuri, da. Înseamnă că nu era emoționat. Atea eu prostii am râs. Deci citea, ofițerul de stare civilă citea de pe carte și o completam cu prostii. Deci nu știu ce zicea... O să iei de soție toată viața și eu vă ziceam tot să... Tot timpul și el tot zicea. El zicea tot timpul și eu ziceam că am la... Dar spune, ai declanșatoare, nu? Am declanșatoare, știi? Și la chestia ziceam... Nu, zicea, da. Tot timpul. Zicea încet, dar eu auzeam și... Păi da, a fost frumos. Da, a fost frumos. Și cringe. A fost foarte cringe, a fost un moment... Partea cringe a fost momentul în care, scuze, puteam să-l păpușa. Era faza în care noi trebuia să ne intrăm acolo la șofer. Ce rău? Stai de în cap. Continuă, te rog. M-ai distrus. Zici a fost
distractiv și cringe. Nici nu mai cringe. Cringe a fost momentul în care ofițerul de stare civilă ne-a rugat, a zis ieșiți pe ușă și intrați înapoi de mână și ne-a pus marșul, dar deci erau acolo vreo trei persoane, niște rude și noi eram îmbrăcați, așa era frig, miercuri, știu că e foarte frig și eram așa, vai de capul nostru. Am intrat și cânta marșul și alăși noi ne uitam unul la altul, nu știam ce să facem. Deci a fost, chiar a fost cringe, nu mi-a plăcut. Ce să postez pe online? Am înțeles acum. Două, trei persoane care se toată filmau, știi? Da. Știi, după 5.000 de ani în Vaslui, știi? Da. Te îmbeci și zici că ok, ne-am filmat și am arătat la familia mea și am murit toți de râs la cât era de, nu știu. Da, dar eu cred că o poveste cu cât e mai originală, cu atât e mai frumoasă. Da. Adică și cringe, dar e frumoasă în felul lui. În felul ei, da. Părinții voștri? Ce au spus? Bine, sănătoși. Da, suntem iutale. Ce părere au avut? Da, ei n-au se așteptau la asta, pentru că nu uite mult era discuția. Eu mi-am încărcat bluza. Singur? Eu tricou nu. Singur? Da. Singur. El de obicei nu își calcă hainele deloc. Poate să iese afară, să iasă afară cum îi vine lui, nu-i pasă absolut de nimic. Normal. Am stat cu desâla, i-am zis, calcă-ți blugii, l-am rugat. Dar blugii se calcă? Da. Da, erau foarte boțiți și tot nu-i calcat bine, eu te vezi. Nu știam că se calcă, eu știu codul. Eu o zis așa, hai că eu mușul-i fac. Și faci așa, zic Andrei, ia și iarăși de calcat. Ai luat și tu, Andrei, un pic din accentul... Da. Moldovenesc? Da, așa mi s-a părut. Am început și eu să vorbesc. Și anumite cuvinte, parcă. Da. Dânsa-ntrânsa. Sufletul altul, unul dintre ele, mai sunt și altele. Mai sunt. Da. Interjecții mai are. Da. Vrei, nu vrei. Interjecții. Da. Vrei, nu vrei, te obișnuiești. Mai ales că sora mea stă la mine. Și noi la cu noi, ea... la noi, la noi. La noi, drag, la noi. Eu încă nu m-am obișnuit că sunt ungureanu. Ei, nu? Nu știu, nu m-am obișnuit. Stă la noi și eu cu ea vorbesc moldovenește, așa, curat. Și el deja înțelege tot. Eu ce față am. Cum arată Alina când este nervoasă? Pe tine te întrebăm. Ea e mit-o un pic, așa. A, s-o-i mit? Da. Nervoasă? Da, mă, că e liniștită dacă e așa. Da, 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 până îi faci ceva. Până o atingi. Da. Stai calmă. M-a polit de dor. Stau calmă. A făcut odată o criză de nervi. Ne-a zis că mai vreau. Așa de frumos când se nervează. Amoleu? Nu, eu nu sunt violentă, nu zi. Ce vorbești? Totuși mi-ai apucat așa de... Tu nu vezi ce nas am? Și le-am bătut alea. Într-un mă drăguț, gen, nu... Am apucat de gât, nu tare. Eu stăteam și mă râdeam. Am trecut și printre astea. Ce frumos se uită la tine. Eu? Da. Nu, tu te uiți la ea, nu ea la tine. Cred că am strabism și de aia. Dar Andrei, când este nervos, cum... Eu? Cum reacționează, da. Eu... Deci am avut o chestie foarte... Eu foarte rar cedez. Doar odată l-am văzut timp de un an, doar odată l-am văzut nervos așa tare. Pentru că el când iese nervos, se ține în mâini, se vede. Nu este nici violent, nici nu vorbește urât. Se abține. Doar odată l-am văzut. Atunci, când ne-am apucat de gât. Fără violență domestică. No. La peste 5 minute ne sărutam, da. Dar nu... Nu a fost violență, știi, că nu a făcut-o într-un mod urât. Să știți. Ce însemna cuvântul ăsta? Lasă. Nu vrei să știi, mai bine nu știu. Și pe față și pe dos. Ok. Bă, toate deciziile vieții mele m-au dus în punctul ăsta. Doamne, ce mândru sunt de mine, te iubesc, Andrei. Nu-i adevărat. Eu nu știu ce înseamnă, de-aia nu știu ce să... Ia, ce poate să însemne și pe față și pe dos? Ce poate să însemne? Păi, e cuvântul în rusă, este în portugheză, rusism. Normal. Rusism. Da. Bun. E rău, mă năduș, mă sufoc. Alina, te așteptai să te ceară Andrei acolo? Ți-ai fi dorit și într-un alt loc să fii cerută? Nu m-am așteptat acolo. I-am zis că aș vrea în public. Ca să vadă mai multă lume, că îmi place așa, dar când a venit momentul, am realizat că aș fi preferat să fim în doi. M-am simțit foarte inconfortabil, eram înconjurată de persoane care le cunoșteam recent
Și m-am simțit inconfortabil. Pentru că e un moment intim cumva, da. Și ai vrea să da. Fie aș cu... fi vrut, dacă eram în doi, cred că era... Păi, da, măi, căpușă, da. Dar poți să o mai ceri o dată. Auzi căpușă. Da. Mi-a îndeplinit dorința. Păi da, normal. Da. Asta face un bărbat. Oricum am fost fericită și nu mă așteptam ca atunci. Dar știam că o să urmeze, pentru că avem o relație foarte stabilă. Știm exact că vom fi împreună. Noi asta vrem și lucrăm. Planurile de nuntă au început sau... Nu, nu, nu. Mai durează. Mai durează. Copii? Da. Nu. Facem și copii. Când? La un moment dat. Înainte de nuntă sau după? Înainte, după. După, cred vreo 3 ani mai stăm așa. Cât deci, mă? Vezi cam toate lucrurile așa. Ai băut cacao? 2-3 ani. Da, femeile așa vor. Întâi căsătoria, pe urmă copii. Bogdan s-a ascuns să nu caște. M-a distrus. Nu, n-am căscat. N-am căscat. Ei, nu. Cu ce vă ocupați? Mirosul de gust de patriot. Cu ce vă ocupați timpul în general? Cum? Repet întrebarea. Deci, că, deci Bianca, din cauza că eu te știu pe tine atât de bine și de fain ne întâlnim noi pe live, eu aici mă simt ca și cum aș fi pe live, înțelegi? Da, știu. Au, la mine acasă și atunci nu mă abțin de niciun tic. Într-o zi era mamaia, mătușa, erau toate acolo și Andrei continuu se abținea să nu... Și a spus ceva prostie și a spus mătușa, lasă că bine că te plac, că altfel ți-aș fi zis vreo două. Bă, dar oamenii de pe live, fanii, urmăritorii voștri, când au văzut că sunteți împreună și că ați oficializat cumva chestia asta, cum a reacționat? Pozitiv, vreau. Felicitări! Adică toată lumea a fost gen... Da, felicitări! Cred că va fi șoc mai mare că rămâi... Gravidă. Că rămâi însărcinată. Gravidă. Gravidă. Nu am înțeles întrebarea. Nu era o întrebare, am de fapt era o întrebare. Afirmat. Că oamenii vor fi mult mai surprinși. Da, vor aștepta să vadă ce o să fie. O să aibă turiet, n-o să aibă turiet. Vă gândiți la acest lucru? Da, da. E posibil să aibă. 50-50. 50-50. Nu se transmite doar la două generații? Nu. Gen în cel mai rău caz? Habar nu am, nu știu. Poate să nu aibă, poate să aibă stră nepoții. Eu am diabet și diabetul de obicei Zaharat. Nu se dă... Zaharat. Diabet Zaharat. Da, da. Dar nu se dă din generație în generație, nu e neapărat. Se poate da odată la două generații, e mai des întâlnit. Ce aici? Adică nepoții mei e posibil să aibă, sau e posibil să nu aibă niciunul. Da. Deci, mai cunosc o persoană cu Tourette care are 3 copii, cred că, și doar unul dintre ei are Tourette. Au! Eu cu ce mă gândesc că nu vreau ca copilul meu să sufere și înțeleg că lui Andrei a fost greu. Și cu mama am vorbit tot așa, îmi zicea. Și pe Andrei l-a întrebat, dar tu cum te gândești? Nu? Prin ce ai trecut tu? Tu vrei asta copilului tău? Și într-adevăr, dar de aici mă gândesc, sunt eu persoana care trebuie să decid dacă are Tourette să nu-i dau viață? Normal. Și în primul rând, dacă o să crească alături de voi, doi, cred că o să fie de mic. O să fie de mic, nu știu, primit altfel în viață față de cum ai fost tu primit, de exemplu, când lumea nu era așa deschisă la oamenii și ca... Și părinții lui probabil nu au știut cum exact, să se comporte. Exact, iar tu acum știi exact cum să te comporți cu el, încât să nu faci să se simtă marginalizat sau... Eu nu fac griji, eu chiar nu fac griji deloc. Dacă veți avea un copil, eu sunt sigur că și dacă ar avea și dacă n-ar avea, ați fi la fel de fericiți cu el și l-ați iubi la fel de mult. Desigur. Vă mai caută, fete, băieți, vă mai scriu. Ai gagici? Ce vrei să-i însemnezi, Bogdana? Te întreb, nu, că ea... N-are gagici, da. Ce? Și ea a întrebat-o pe aia dacă are... Dacă îi mai scriu băieții. Îi mai scriu fete, prietene. Îi scriu fete, prietene. Nu știu. Fete, prietene? Îi scriu. Ești da, geloasă? Are fete, da, sunt puțin geloasă. Aoleu. Dar nu prea mi-arăt așa. A, ții minte că ai spus că nu are voie să mai intre cu fete pe live? Știu că... Ne-a intrat cu Bianca? Păi nu, a zis că cu mine, doar da. Cu Bianca. Dar a intrat cu o fată recent. Cum o cheamă? Hai să nu știu cum o cheamă. Nu, mersi. Dar după asta, peste vreo 2-3 săptămâni, mă uitam la el în pe YouTube, avem voie cu prostii. Și a intrat la fata aia, a stat live cu ea
A intrat după a căutat-o pe Instagram și a pus aprecieri la poze. Tu ai făcut așa? I-a zis încă o dată, mai face asta, îi rup mâinile. Zău? Tu pui, tu dat aprecieri? Doamne ferește, de n-am făcut așa ceva. Pui, știi, să zic ce s-a întâmplat. Deci s-a întâmplat. Eu m-am dus la baie și am pus telefonul lângă. Am dat drumul la apă. A, a sărit apă și... A sărit apă și... Și a postat și un story. Sunt... Nu știi ce a făcut Cristi? Cristi a învățat, da. Cristi, prietenul tău, da. Bă, iartă-mă, n-am vrut. Ce tare. Deja, există așa chestii mari și mici, dar nu nu e de motive, de fapt. Hai că mai glumesc. Dar el e gelos? Foarte. Nu sunt foarte gelos. Ești eu sunt foarte eu de exemplu, eu sunt foarte gelos. Nu sunt foarte gelos, sunt gelos. Sunt gelos când trebuie să fiu gelos. Dar îți dă și motive? Când îmi dă motive, sunt gelos. Bravo, domnule, în sfârșit, cineva care... Și nu e neapărat de gelozitate, este de teritorial. Teritorial, adică de eu respect. Sunt, eu sunt... De... dacă eu am femeie, dacă femeia este... Nu e că e a mea, că nu e proprietatea mea, dar este femeia mea. Sufletește, e a ta, ba, da. Da, ok, sufletește. Dar ideea este că nu... Man, eu nu am încredere, nu am încredere în ea, nu am încredere în alții. În bărbații din jur, e nu există prietenie într-o femeie sau bărbat. Domnule, permite-mi să strâng mâna? Da, aici sunt de acord. Adică noi suntem bărbați și noi tot timpul când ne împrietenim cu o femeie, asta nu mă refer când sunt cu tine, da? Da. Să ne înțelegem. Că eu am respect față de tine și atunci când sunt în relație, sunt căsătorit, eu stau cu minte, niciodată n-am făcut prostii. Dar bărbatul are tot timpul, chiar dacă e cea mai bună prietenă a lui, știi, în momentul în care o leacă de portiță e deschisă pentru că ea suferă, bărbatul o să fie acolo să-i ofere suport emoțional de care are ea nevoie. Oricum sare umărul. Abia așteaptă să dea umărul să plângă pe el. Știu eu. Există prietenie între un bărbat și o femeie simplu. Adică la un moment dat, va exista. Asta să nu o postați, vă rog. Da, așa este, la un moment dat vor exista și alte gânduri din partea băieților cel puțin. E rău! Ești ok? Da. Da, și eu sunt ok. Am crezut că pe mine m-ai întrebat. Pentru că e rău. Pe Bogdan, men, nu mai fi. Întreabă pe Bogdan, ești bine? Dacă sunt tu ai prieteni, Bogdan? Ce? Tu ai prieteni? nu asta ți-ai zis. Nu știu, ai să-l treci pe el. Nu cred în prietenia dintre un bărbat și o femeie, așa că toate femeilor cu care credeți că sunt prieteni, de fapt nu sunt prietenul vostru. Eu aș da, dacă ar fi gen așa să fie aici o femeie și să zică că am un prieten de foarte mult timp, deci 10 ani ne cunoaștem, dar n-am făcut niciodată nimic. Dar dacă tipa respectivă o să ia telefonul și scrie că... Am văzut și eu, ai văzut asta, am văzut și eu aia. Dacă e scris, să știi că asta și m-am gândit mult și cred că de fapt eu aș vrea să încercăm mai mult. Păi de acolo am luat și eu, i-am dat sfatul cuiva, un invitat de-al nostru, i-am zis, ia dă-i tu mesaj, gen, ca fată, dă-i mesaj prietenului tot cel mai bun și tu la femei să le dai mesaj, aș vrea ceva mai mult. Și îți garantez că băieții o să zică bine... Femeia poate hai că mai refuză, da, băieții. Că noi suntem căței. Da. Auleu! Ce aveți de gând să faceți de sărbători? Păi de sărbători facem sarmale. Copii! De Revelion? De Revelion nu o să facem sarmale. O să facem piftie. Așa. Dar poate de Revelion o să mergem cu niște prieteni... La o cabană? La o, nu neapărat, o cabană. Eu la o casă. La cabană, merge, o să mergem, la cabană o să mergem. O să fie un fel de cabană, dar în casă. Adică cabană în casă. Casă, nu apartament. Casă. În munți. Nu am fost niciodată în munți. O să mergem la cabană, nu poți să te duci la apartament. Alina crede, deci Alina... Vrea acolo. Te zic, stai, grăbești, iau pauză, unde te grăbești? Este timp. I-am zis vara, hai la mare. Hai, vara? Și n-am fost vara la mare? Vara asta, hai la mare. Am fost în martie la mare. N-ai fost? Pui. Și am fost și în aprilie. Nu, hai în Egipt, hai, te rog, unde? Avem bani, în Egipt. Hai ce să facem în Egipt, căpuș, ai nebunit la cap, dar ce, mă luc la cămile? Nu mă luc eu în Egipt. Poți că las ca să-mi dușim în decembrie. Mergem, cum să nu? E frumos în decembrie. Da, nu vezi, am luat biletele deja, ne dușim. Așteaptă, că noi avem treabă de făcut aici în România, nu merge nicăieri. Tu știi că eu am eu o chestie. Tu zici că vreau acolo. Păi da, mai întreb dacă eu vreau. Tu vrei, dar eu vreau? Vreau și eu și invers. Atunci eu vreau să stau în pas să-l invest. Tu vrei? Da. Atât. Din punctul ăsta de vedere, prea sunteți compatibili. Adică? Ei îi place să călătorească. Da. Și mie îmi place să călătoresc, dar eu am niște faze pe care... Dar nu în Egipt, la cărmire. Hai, nu mă duc în Egipt. Ce am nebunit să mă duc acum eu pe avion? Nu. În avion nici eu nu mă mai urc. Aia zic. Ai problemă cu zborul? Am anxietate. Ah, ok.
Și ideea este că... Îți eram? Ești bine? Nu, ne-am adus aminte de avion. Nu, deci eu nu mai pot de ei. Cum a simțit-o? Eu nu mai pot, mă, de ei. M-am am mâncat fasole, frate, făcută de tata când era beat căzut pe spate. Ce ziceam? Că ți-e frică de avion, da, cu călătoriile, chiar simt nevoie, vreau să călătoresc undeva. Și el nu prea poate să călătorească. Momentan. Eu fac terapie acum, adică, mă rog, n-am mai făcut de câteva săptămâni pentru că mi-am revenit. Dar, o parțial mi-am revenit. Dar eu trec printr-o schimbare psihică foarte puternică și am nevoie de timp să mă acomodez cu lucrurile pe care le făceam înainte. Nu pot să mă duc brusc, pentru că dacă mă duc brusc, dau un atac de panică și iarăși revin la zero. Eu am făcut deja chestia asta, am călătorit singur, singur cu ea, când ne-am căsătorit. Am dus cu mașina din Brașov până în Miercurea Ciuc. Deci nu am mai cunosc de ani de zile, de un an, și în momentul ăla eu trebuia să mă expun fricii. Și am călătorit, știi? Și a fost bine. Înapoi am făcut atac de panică pe drum. Și m-a băgat puțin înapoi și atunci trebuie să iau lucrurile treptat, nu pot să mă grăbesc. Chiar dacă ea are dorința de a face, dar trebuie să înțeleagă unele chestii astea. Eu înțeleg. Perfect. De asta, eu zic de tot. E important să comunicați. Ah, absolut, normal. Și să știți toate aspectele legate. Bianca zâmbește, vezi? Da, mi-a plăcut. M-a trasă de buză. Da, faceți și live-uri pe TikTok. Am văzut că nu faceți foarte multe împreună. El mai nu vrea mult să facă cu mine. Eu zic, hai să facem live. Ieri toată ziua te-am rugat și ala altă ești. Tu nu vrei să chef, faci. Păi, uite, vezi, astăzi în mașină, de exemplu. Dacă tu intrai acum în mașină cu mine să facem live... Eu vreau acasă să facem provocări, să mă distrez. Tu dacă intrai cu mine acum pe live în mașină, noi nu făceam $100. Pare de bună, da. Dar ea are voie să intre cu băieți pe live? Da, normal. Da, și el are voie cu femeie. Ce ține de content? Hai să zic cu mine. Eu n-am nicio treabă dacă ea vorbește cu băieți pe TikTok, pe live și așa mai departe. Nu. N-am o problemă dacă mie îmi zice, bă, Andrei, vezi că mi-a scris ăsta cu tare. Nici o problemă. Îți spune? Adică, da, desigur. Da, adică, și el îmi zice. Și eu zic dacă e ceva. Și, adică și arăt, uite, vezi, tipa asta ar vrea să ne întâlnim, să nu știu ce, vii și tu, hai. Adică nu e că mă duc singur să mă trezesc cu alte femei. De aprecieri nu ne-ai arătat. Ce stanea? Că ai plăcea pozele, nu era. Aia e de la robinet. Deci a fost un like. Dar cum ai descoperit like-ul ăla? Am dat un like și știu de ce am dat like. Am dat like pentru că am văzut că eram îmbrăcată în medic. Și eu am o chestie cu medicii. Nu știu de ce. Se cheamă fantezii. Like. Nu fantezii. Nu am fantezii. Ai glumit, scuză-mă, iartă-mă. Nu. Mie îmi place medicina și cum sunt ipohondru. Și am zis că eram îmbrăcată în medic. Am dat un like. Vreau să zic. Nu-mi pasă dacă se uită la alte femei. Chiar nu-mi pasă, poate să se uite. Dar din momentul în care a dat-o... De ce să nu te uiți la poză? Uite-te, dar nu aprecia. Corect. Tu, fata, ce e? Cum vede asta dintr-o parte? Eu te are să te uiți și mă apreciază, îi stă apreciază pozele. Asta e umilință între femei, Andrei. Da. Corect. O, stai că te duci la mult parte. Mă înțelege. Are dreptate. Nu e dreptate. Mă înțelegi, nu? Băi... Adică dacă eu sunt femeia ta, doar da, tu ești femeia mea, dar atunci tu ce drept ai ca femeie să dai follow la altcineva? De exemplu, nu, dau exemplu. Ai dat follow? E umilit să întrebi bărbați asta. Nu, e același lucru. Păi și ce, dacă i-a dat doar tu, n-ai respectat da, codul ăsta. Da, eu follow, poate să dau la ceva care mă interesează anumit. Zău? Gen donatori, am vrut să zic. A dat, nu? Nu dau eu follow, cui am dat follow? Nu i-am dat nimeni. Cum să nu vezi, facem scandal aici la canal de? Nu dau. Nu dau și nici aprecieri nu pun. N-ai dat nimic. Niciodată follow la niciun băiat. Ei, niciodată. Normal că am dat. Am urmăritorii de mult. Da, sau cineva pe care cunosc sau ceva. Și cine e Ilie? Care e Ilie? Ăla de ieri. Ilie Vlog. Tu deja alcătuiești. Cine e Ilie Vlog? Ilie Vlog. La Bogdan de le pe cine? La a întors multe ori așa fac, întoarce și revin. Ai văzut? Da. Eu sunt contra mea. Eu sunt foarte bun pe manipulare, ca să. Și da. Tu? Și eu sunt, da. Las că nici eu las. Las că nu. Bine, eu am învățat despre manipulare, ca să vă zic de unde. Eu am învățat despre manipulare și despre arta. Dacă ai învățat din cartea Arta Manipulării, să știi că e chestii basic acolo. Nu, am făcut eu niște cursuri mai de mult, dar am făcut o fix strict ca pentru a mă proteja eu de persoane care încearcă să mă manipuleze. Nu ca să folosesc manipulare. Înțelegi? Da, corect. Ia spune-mi și nouă, te rog, tu tehnici de manipulare. Nu.
basic, de alea simple, ușoare. A, push and pull, de exemplu. Așa, gen apici, apici un buton ca să... Nu, push and pull, așa se zice, deci o metodă de a manipula, dar e toxic, înțelegi? E foarte toxic. Au! Te presnesc, nu te vezi! Asta nu e manipulare. Asta e autoritate. Cred, nu știu. Dar push and pull se referă la faptul că... că e bărbat sau femeie, nu contează. Îi scrii și îi arăți dragostea și iubirea și că ești foarte interesat de persoana. Da, și după o ignor total. O ignor total, da. Știi? E exemplu ăla cu pendulul, nu? Da, o ignor total ca să vină ea spre tine, înțelegi? Și cu pentru că are nevoie de afecțiunea exact, pe care ai oferit-o tu. E toxic, aia, știi? Your love is toxic. Mi-am luat trip cu piesă. Alina, și tu ești informată, nu? Ai regăit pe pușă? Nu, ne-a cântat. Mai fă o dată. Te plezdeze? Ne-a bun, Andrei. Am mâncat și eu cântat gâtul, dar și trebuie să cântat, strige așa. Cântă? Răstrige așa că râie. Cântă manele. Asta vreau să zic. Ia ce cântă. Oh, țancă, uraga. Bărbățel meu și el bun. Pe unde, Doamne, și unde? Oh my God. Bărbățel meu și el bun. Să săracu el în drum, în drum, în foame, sete. Doamne, ajută-l dacă știi. Nu vreau. Poate nu dovedește. Ce să dovedească? Hai, nu mai arcătuiți. Te vă plăsnesc de nu vă vede. Mamă, abia aștept, o să zic la toată lumea care nu mă cunoaște că am și o turet, ca să pot să mă exteriorizez cum aș simți eu, de fapt. Pupă să treacă. Pupă iar să treacă, iar. Bun. Aveți proiecte în viitor apropiat pe TikTok, pe YouTube? Eu am pe YouTube, iar... El are. Ea nu prea mai e cu... Serie de vloguri sau... Nici noi eram așa tare, făceam doar TikTok-uri. Ea nu prea mai e așa. Mai facem noi, dacă e să facem câte un TikTok în plus, două, așa, maxim. Una dar... ASMR. Una ASMR, exact, să facă ea ASMR. Îmi place ASMR. ASMR? Adică să ai microfon și să faci... Nu cred că tu ești fata de pe TikTok care pune chestii gelatină pe microfon sau face... Nu, ea mai face și alte... Eu nu fac sunete cu gura, nu prea fac... Dar cu ce faci, cu unghiile? Știu că ai dat o dată cu spray. Și cu unghiile și cu slime, cu diferite obiecte. Îmi place foarte mult, mă relaxează, mă ajută la anxietate și la somn, mă liniștește. Dar în casă el face gălăgie, se culcă târziu și nu pot să fac. Nu pot să fac ca să mă râi? Pe tine te-am văzut pe TikTok. Probabil. Aș face așa cadru frumos cu mov. Da. Lumea chiar, gen, stau foarte mulți oameni să uită pe live. Da, bă, foarte mulți, da, cât hate am acolo. Asta v-am să spun, da, că te-au criticat mulți la început. Spuneau că nu știi să faci, nu știi, nu știu cum. Nu, că eu n-am zis că nu știi să fac, nu știu că i-am comentat, dar nu înțelegeam, gen... Bogdan, mulți nu înțeleg. Tu ești hater? Niciodată. Nu? Mulți nu înțeleg. La multora nu le place. Alții simt relaxare, alții simt dar nervi, alții se excită. Dar fii atentă, e ciudat că uneori... Se excită. Uneori, la unele chestii mă relaxează și pe mine, dar depinde de obiect cu care faci. De exemplu, dacă faci cu gura gen... sau ce fac aia beatbox fake, eu alea nu suport. Da, nu. Deci alea nu le suport. Nu, nu e din aia. Plescăit deși alea, plescăit, da? Nu suport. Da, știu, mulți nu suportă, dar alții anume caută numai plescăit. Da. Să pui un video întreg cu plescăit și ei adorm, se relaxează, doamne, și le place. Sunt cu, știu că se mai face cu, mă face așa cu unghii de... Te plescăiți de nu te vezi! Da, am mai și fost unghii, cu diferite obiecte, cu spray, da. Atunci am văzut. Spumă de ras, sunt multe obiecte. Mai devreme eram în bucătărie și am speriat pe toți patru și Andrei a zis, ce ai, Bogdan, vrei să mă vindeci? Da. Aș vrea să mai știu... Aș vrea să fim prieteni. Da. Aș vrea să mai știu legat de prietenele lui Andrei. Pui paie pe foc, îi bași ceartă la om în casă, lasă-l în revenind place. La acel subiect. Acele prietene sunt de dinainte. De dinainte. Da. De dinainte. Eu nu am prieteni noi. Dinainte, nu vrei să fii, tu ești singura prietenă, amică pe care o cunoaștem de dinainte, știi? Nu vrei să fii prieten. Bineînțeles cum să, dar prietenia nu se cere, prietenia se face. Păi, dar nu, ai zis că nu vrei să mai ai prieten noi și am zis, nu, dacă ai permite. Nu, am zis că nu prea am prieten noi. Despre femeie ai vorbit. Da, femeie. Eu dacă am o conexiune foarte bună cu omul, eu deja sunt acolo. Da, eu am nevoie de un om ca tine în viața mea. Cred că n-aș mai mai... Au! Dacă vorbim după. Și aceste prietene, ai spus că e geloasă pe ele? Nu. Nu sunt geloasă. Nu, niciodată. Nu ți-a dat niciun motiv? Niciodată nu mi-a dat niciun motiv. Dar nici atunci cu lec?
cu like-ul, dar nu-i prieten. Era a făcut prieten. Live cu una odată. Cu like-urile. Ai deja. Da, a făcut live cu una, după aceea cu două. Băi, dar cine era? Ai fost două brași din partea mea. Dar nu știi că era cu una care l-a băgat în... L-a băgat în pale, el e ipohondru la mine, e mai... Așa, și aia zicea că a avut infarct, că nu știu ce, că a avut probleme cu inima, că nu știu ce, și asta... De asta te-ai uitat la ea. Probabil, da. Ți-o declanșat ceva aici. Ce ipohondrie m-a declanșat? Ce te îmbraci în doctor? Dar poate s-a el lui e frică de doctor. Mie mi-e frică de doctor. Da. Nu e frică de doctor. Oamne, frește, mie nu mi-e frică de doctor. Nu, tu vezi doctor de data asta pocă, îți aduce aminte de boli, dar tot ce timp de boli. Aia alta, dar nu mi-e frică de medici. Și dacă ești m-aș îmbraca în doctoriță, ți-ar plăcea? Am înțeles, gen, okay. Deci pentru copiii care se uită, el a vrut să spună da mult. Asta, nu, asta înseamnă iluminate, da? Da, așa înseamnă da mult. I-ar plăcea mult. Deci te-ar plăcea să o vezi îmbrăcată în doctoriță. Este sănătos. Da? Nu mai vorbim chestii de astea la emisiuni, la bărbați versus femei. Păi tocmai, că bărbați versus femei. Da, și ți-e rușine sau și... Să-mi arăt bărbăția? Nu, nu acum. Nu bărbăția. Doar să răspunzi la întrebare, Andrei. Căpușul... Să cuchi pe tine. A fost un semn așa subtil. Au! Bianca! Da, dragă. Ați avut vreun moment mai dificil, Alina, când, nu știu, a avut mai multe reacții pe care nu le putea controla? Crize. Crize. De ticuri? Da, desigur. Da! La început, țin minte, doar o dată. Știu că ai spus la un moment dat, la început. Doar o dată am văzut, dar a avut o criză gravă, a dat toate globurile de anul trecut. Hop, te loveai în continuu, făceai așa... Ah, da, 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 da. Făceai așa, continuu, vreo jumătate de ori, Matic, o făcut așa. Aoleu! Ai trigger off? Trigger off, nu. Nu ai nicio... Nu, doar trigger on, atât. Nu ai nimic care să te oprească, să-ți pună un pic stop. Deci? Nu am. Nu am mai văzut de atunci. A fost doar o dată. A fost doar o dată? Da. Și? Bogdane! Te așteptai să fie mai dificil? Nu. Atunci eram și la început de relație și mi s-a părut puțin ciudat. Adică chiar îmi făceam griji, nu știam cum să reacționez. Dar trebuie doar să-l lași, nu ai ce să-i faci. Absolut deloc. Am înțeles. El a spus că a luat un pic din accentul tău. Tu ai luat din ticurile lui? Din da, ticuri... am luat și din ticurile mele, cum să nu? Ce? Nu, am luat din ticuri, eu și așa avem ticuri. Eu făceam înainte așa. Mă, vă zici că ești hamude. Și puteai după mine și ea. Nu, am uneori, am și eu ticuri, dar fiecare al treilea om are ticuri. Eu te rog pe hamude. Fiecare al treilea om are ticuri. Adică chiar fiecare al treilea om are ticuri. Unul dintre oameni are ticuri. Da, doar nu... Și eu am multe ticuri. Uite, chiar să dai din picioare asta tot e ceva. Dar toată lumea știe că am ticul ăsta. Am mai multe ticuri. Sau eu fac așa puțin și dau din ochi acum. Mai, nu de mult, dar dăm de lumea. Se cheamă clipit, este o reacție normală fiziologică. Nu, ea zice clipit. Clipit în sine. Și dintr-un ochi, așa. Amina, de ce bălești? Ți-am văzut ochii tăi, minunați. Espec perche tu me miras con buenos ojos. Am înțeles. Întrebarea este... Spaniol. Ce nu v-ați putea ierta unul celuilalt? V-am mai pus întrebarea asta și în general în cuplurilor. Infidelitate. Atât? Foarte corect. Da, vezi, peste restul poți să treci ușor cu vorbe și cu înțelegere și cu atitudine. Ai putea să treci peste o lipsă de respect? El nu. Dacă m-ar lovi... Nu, da, depinde de limită. Am niște bariere. Păi despre asta vorbim, despre limită. Nu, dacă e lipsa de respect, de aia... Nu există. Dar peste familie. Da, lipsa de respect și violența. Peste familie. Familie, suntem o familie. Peste familie, dacă familia voastră asta împotriva fericirii voastre, ați putea familia să... Familia noastră? Familia ta sau familia ei ar fi împotriva fericirii să voastre. Să poate nu mă interesează. Contează să fiți voi doi. Contează pe viața mea, Monica. Noi îndoi suntem. Adică, ce frumos. Vine și mă contrează pe mine mama sau să-mi zică cineva bunica mie ce să fac eu cu viața mea? Nu. Îi respect, ok, familia mea, dar nu vin și mi zici ce să fac eu cu viața mea. V-ați povestit despre relațiile, mă gândesc, toxice pe care le-ați avut înainte, cred că Alina... Dacă noi doi am povestit despre ele? Da, a spus la un moment dat pe TikTok, răspundeai la niște întrebări și l-ai întrebat dacă ai
avut, dacă regrezi vreo relație. Și ai spus că da. Aoleu, asta cu mine. Nu, nu, pui, nu. Asta cu mine n-are cum. Mai încolo. Pe de o parte, regret. Bă, eu vreau o emisiune cu Andrei în fiecare zi. Pe de o parte, regret, dar pe de altă parte, dacă nu aveam această experiență, nu eram eu. Corect. Și nu ajungeam în punctul acesta să fiu atât de responsabilă pentru el și pentru mine și să fiu atât de serioasă. Da, ce vă certați voi doi acolo? Nu, până... Nu se aude? Căpușelor. Căpușe. Ai mai fost întrebat dacă ai înșelat. Da? Și ai spus, prefer să nu răspund. Dacă eu am înșelat la gimnaziu, da. Pe el niciodată. Nu de el. Dar... Lasă pe alții. Nu o să ascund, nu da. O să mi... Da, am înșelat. De... Știți de ce înșeală pe mine, nu? Bineînțeles, că nu este bine. Păi nu, normal, păi dacă nu eram... este bine, nu, dacă nu este bine, atunci te ridici și pleci. Dar adevărat, de ce înșeală acum și eu așa gândesc. De ce crezi femeile, Andrei? De proaste. Da! Bă! Nu, men, nu, but, nu, nu, but, nu neapărat, nu. Nu neapărat. Nu, nu, nu asta e. Pardon, pardon, pardon. Toate, peste tot numai femei, men. Numai femei sunt peste tot aici. Doi bărbați și toată lumea e femeie aici. Așa nu sunteți. Eu. Îmi pare rău, 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 rău. Dar ce mă, dar ele nu au înșelat niciuna din ele. Femeile înșală din simplu fapt pentru că ele nu mai primesc atenția necesară. Și nu mai sunt satisfăcute pe plan emoțional. Femeia trebuie făcută emoțional să lucreze. Adică femeile sunt emoționale. Nu neapărat da, emoțional. În relația unde am înșelat, acolo era o relație deja pe sfârșite. El se ducea cu altele, eu îl pândeam. Mă duceam... Nu se mai cheamă înșelat. Hmm? Nu se mai cheamă înșelat. Nu știu, eu mă duceam după muncă să văd că el venea prea târziu. Și vedeam cum se duce la femei. A fost o răzbunare, de fapt. Nu a fost o răzbunare, că chiar mi-a plăcut foarte mult de un băiat. A fost o răzbunare plăcută. Nu, ea era pur și simplu disponibilă emoțional din cauza că iubitul ei de atunci deja era... Da, noi deja eram pe sfârșite, adică eu aflasem chestiile alea, noi aproape ne-am dispărțit, după care eu am întâlnit pe cineva, mi-a plăcut. Nu pot să zic că am făcut-o din răzbunare. Ce faceți, mă, acolo? Dar ei ne discută, tu vezi? Mă ceartă, mă, și în emisiune mă ceartă, Bianca, nu pot să fac nimic. Dovedă, știi, bărbații de ce înșală? Bărbații? De proști. Și asta, dar de ce în special? Nu știu, sunt mai multe motive, instinctul de vânător. Singur motiv e sexul. Nu, e adevărat. Nu, poate femeia de acasă nu îi înțelege. Dar n-are ce să înțeleagă. Ba da, eu sunt un bărbat care vreau înțelegere, vreau afecțiune. Și eu vreau afecțiune, absolut, până la urmă. Toți suntem și avem nevoie da, de niște stimulul copii. Ăsta emoțional. Suntem niște copii. Absolut. Dar bărbatul, în general, înșeală pentru atracția fizică. Păi și dacă, da, logic. Cum relațiile, la un moment dat, se răcesc. Toate relațiile. Și femeia poate să mai relațiile? Fie aproximativ. Nu generaliza. Ok, dar nu mai este afecțiunea aia ca la început și vii niciodată. Acasă și-ți vezi femeia botoasă și nervoasă și nu-ți prea atrage atenția și tu vezi o... Normal. Una... Și vreau să îl contrazic pe Andrei, apropo de ce ai spus tu. Cauți atenția altundeva. Da, și vezi femeia care... Eu cred că ăsta e ultimul motiv pentru care înșeală bărbații sexul sau atracția fizică față de persoană. De obicei bărbații, dacă vrei, uite, s-a făcut un studiu. Aoleu. Deci noi, măi băieți, noi suntem așa de, nu vreau să ne numesc nici într-un fel, încât noi, ca bărbați, le înșelăm cu femei mai urâte decât femeile noastre. Bă, nu știu. E făcut un studiu. Nu știu, e făcut un studiu. E adevărat ce spui. Care e explicația? Bărbații înșeală cu femeile mai urâte decât nevestele lor. Bro, deci asta e contraargument la ce ai spus tu. La da, femei nu-i cazul. Dar să știi că, uite, eu, îmi dau exemplu pe mine. Eu n-am fost niciodată infidel, niciodată. Am avut o relație de 7 ani. Nici acolo. Dar tot timpul, dacă aș fi avut gen intenția sau ceva de a face ceva anume, eu nu mă uitam niciodată la cineva care arăta mai nașpa decât prietena mea actuală. Frumos, vezi? Tot timpul să eu. Ai ținut cont. Și Bianca, frumos. Deci este foarte bine, Andrei, că tu mereu când ai înșelat-o pe iubita ta, ai înșelat-o cu ceva mai înșelat-o, bun. N-am înșelat-o. Nu, dar e bine. Dar mă refer la, știi că chiar dacă ești bărbat și ești într-o relație, vezi o femeie care arată bine, până la urmă nu simți un zvuc, că simți. Automat simți, nu pentru că vrei să simți. Simți sau nu-l simți? Simți un zvuc, nu un zvuc, nu știu cum să-i spui păpușa. Nu zvuc, simți așa o... Atragere. Nu, atragere. Deci, atracția fizică. Atracția sexuală, ok? Exact. Un zvuc.
poate exista oricând, nu? Absolut. În mod special pentru bărbați, absolut. Oricând. Normal. Diferent că dar iubești sau... Dar trebuie și stimulat, depinde cum e stimulat. Dacă e stimulat. Uf. Dar bărbatul trebuie să fie deștept și să știe că are nevasta acasă și că... Așa, așa vreau să și la femeie la fel. Așa vreau să concluzionăm. Să nu normalizăm toată... infidelitatea, că nu e ceva de ce trebuie normalizat. Ai înțeles, Bogdan? Dar nici eu sunt cel mai fidel. Și deci... dacă ceva nu vă place într-o relație, atunci luați pe bagajele și plecați. Plecați, ridicați-vă și plecați. Asta nu ne pe noi. Asta nu e de la Turet. Eu nu știu, sau din experiența mea, sau nu știu, dar gen bărbații, eu am așa o chestie în cap că acum, la moment, fiecare al doilea bărbat zice unei femei că e mai frumoasă fără machiaj. La femeie, ești mai frumoasă fără machiaj, ești mai frumoasă fără machiaj. Și nu, eu niciodată în viață n-am înșelat. Niciodată în viață n-am înșelat. Toți bărbații zic asta. Nu, eu am înșelat, eu am recunoscut doar că până la ultima relație. Ultima relație a fost cea în care n-am înșelat niciodată. Acum o să... Okay. Nu, ultima relație a de un an jumate, da, cu doi ani. Dar ești de acord, de exemplu, depinde de persoană, adică nu poți să înșel pe oricine. Eu nu mi-aș permite să-i fac ceva rolul Andrei, să-i fac așa. Ei, ceva. Nu. Niciodată. Dar nu ai pocnit acum două zile? Dar pui, vorbesc de șelat. Nu ce mai pocni? Adică... Au. Nu, e adevărat, nu mai ții cont. Eu consider că oamenii care înșeală și pentru că am fost și mai înșelatul nu e o greșeală. Nu e o greșeală, e o alegere, nu? Normal. Exact. Alegi doar dacă n-ai băut ceva. Simți? Pe la urmă. Da. O simți? Eu mai am și greșit. Eu am mai și greșit. Am mai înșelat și din greșeală. Cum dar... Și din greșeală, bro? N-ai fost acolo și ai vrut să... Nu. Împiedicat, Andrei. Te-ai împiedicat și ai căzut de... Aproape. Dar vreau să concluzionăm această emisiune cu ideea principală că infidelitatea nu este ceva normal. Nici o relație productivă nu merită sau nu trebuie întreținută cu de astea. Cum zic bărbații acum, domnule, că trebuie să mai mergi la altă femeie ca să te plictisești de a ta. Nu, astea sunt niște prostii. Cel mai frumos este atunci când doi oameni se înțeleg și se iubesc reciproc și au grijă unul de altul. Și așa vreau să se termine emisiunea, pentru că eu am văzut un exemplu de relație ideală. Deci eu am cunoscut și la început. Deci o relație perfectă, ideală, care se completează unul pe altul, efectiv. Da. Și sunt o adevărată sursă de inspirație pentru toată lumea care nu mai crede în iubire. Terminăm? Ce, se termină emisiunea? Dar acum ne luăm la revedere de aceea care ne-au urmărit. Hai, la baie. Mulțumim că a stat alături de noi. Mulțumim și lui Andrei și Alinei. Să mai stăm. Mai stăm în spate și vorbim. Eu vreau să stau toată ziua cu tine astăzi. Uite, deja s-a pus acolo și ne dă afară și zice, gata, încheiați, hai, plecați acasă. Ieșiți din studio, hai. Cu șcheală ca-n treabă. Da, mulțumim și lui Andrei și Alinei pentru că ne-au onorat cu prezența asta și ne-au făcut ziua mai frumoasă. Cu mare drag. Vă dorim Crăciun fericit, pentru că urmează imediat Crăciunul. Mai este până acolo. Nu prea mai este. 5 zile. Așa. Și sper să simțiți bucuria sărbătorilor în asta. La voi simțiți? Voi simțiți bucuria? Da. Și eu vreau să vă urez un Crăciun fericit, sărbători frumoase în zile ce urmează. Cristi! Cea mai frumoasă perioadă din an, zic eu. Sper că ați împodobit bradul, ați pregătit mâncarea. Aveți grijă de voi. Numai bine. Adios. Aveți mâncare în bucătărie aici? Da, dragă. Da, dragă. Ena.